Sunt Vlad de pe Toto.ro, vreau să vă prezentăm cremele de îngrijire. Cremele de îngrijire de la Magnus. Magnus de la Unistar. Unistar, știți cu toții, sunt făcute de cei de la Quadron. Quadron, o firmă foarte, foarte mare. Au făcut niște creme cu uleiuri exotice, să le spunem așa, creme de îngrijire. Adică folosim de câte ori după ce am tatuat, le putem da la client și să folosească de câte ori este necesar. Dacă avem o piele mai, să zicem așa, mai uscată, folosim de 4-5 ori pe zi. Dacă avem o piele mai uleioasă, 2-3 ori pe zi. Deci ea se dă într-un stat foarte subțire, dar se dă într-un strat subțire, nu mult, ca să lăsăm și pielea să respire. Dacă dați un strat mai gros, pielea nu mai respiră și este un no-no. Deci pielea trebuie să respire. Se dă un strat subțire când vedeți că după 2-3 ore sau o oră, depinde de fiecare ce tip de piele are, a intrat în piele, după care mai dăm un strat foarte, foarte subțire. Ele vin la 15 ml, 30 ml și 50 ml în aceste ambalaje foarte, foarte frumoase, flacoane foarte frumoase, cu un... unde se pulverizează așa, deci au niște flaconașe foarte frumoase. Da, 15 ml, 30 de ml, 50 de ml. Cremă de îngrijire a tatuajului Magnus de la Unistar, făcute de cei de la Quadron. Încă o dată, eu sunt Vlad de pe Toto.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!